La Berbec, s-ar putea ca dorințele clamate de unii dintre colaboratorii dumneavoastră și colegi să nu conteze la început, însă munca și opinia publică au o pondere din ce în ce mai mare în toamnă. Dacă nu-ți poți permite să-ți faci propriile reguli, trebuie să joci cartea altora. Surprinzător, putem remarca o creștere a carierei în jurul datei de 14 octombrie, dar această nouă responsabilitate va aduce și momente dificile. S-ar putea să lucrezi singur până la mijlocul lunii noiembrie, dar asta nu înseamnă că nu ai susținător. Individualitatea și resursele tale se regăsesc prin bucuria pe care sezonul sărbătorilor de iarnă o va aduce la un moment dat. Taur. Ce sfat aveți pentru berbeci? Berbecii să aibă răbdare, că la ei asta este tipic. Pentru Taur, uite, în septembrie începe o perioadă productivă care va aduce succes și realizări pentru tine. Volumul de muncă este mai mare, dar îl abordezi plin de entuziasm. Te simți încurajat. De ce? Pentru că apar o grămadă de oportunități, de sarcini stimulatoare și de faptul că vei avea mai multă libertate de mișcare. Deși toamna nu este anotimpul tău de forță, a semnului în sine, potențialul acestui an, a sfârșit de an, este imens și intens pentru tine. Între 14 și 28 octombrie îți poți folosi cunoștințele în timp ce te lași purta de intuiție. Unele din acestea sunt un proces pur, dar este vorba și despre experiența acumulată de-a lungul timpului, care stă în spatele acestor lucruri. Îți poți croi un nou drum profesional din noiembrie, cu toate înregistrările și informațiile pertinente pe care să le ai în mână. E ca și cum ți-ai juca cartea ta. Iată, informații foarte bune foarte pentru bun. Taur. Și ce sfat are astrologul pentru Taur? Pentru Taur să meargă pe drumul, să nu-i fie teamă. Taurul este recunoscut pentru reținerea lui când este vorba despre schimbare, când este vorba să facă ceva nou, are o anumită reticență. Ei bine, eu zic că la acest sfârșit de an lucrurile se vor schimba pentru el. Trebuie doar să aibă curajul și să acționeze. Deci răbdare pentru berbec, curaj pentru Taur. Mai departe, Gemeni? Gemeni, capacitatea ta de a controla problemele scade între 23 septembrie și 24 octombrie. Nu ispiti soarta între zilele de 14 și 28 octombrie, nici măcar atunci când crezi că ai soluția pe care o dorești în mână. Vei prelua controlul asupra propriei tale vieți și creativități abia în jurul datei de 30 noiembrie, ceea ce ar putea fi asemuit cu întoarcerea clownilor la circ. După data de 8 noiembrie ai atât abordare cât de multă dorești să riști. Deci, pentru Gemeni, asumarea unor riscuri este foarte importantă. Asta deci trebuie vreau să și le asume. Începutul lunii noiembrie aduce o perioadă de descoperire de sine. Nevoile care țin de creativitate te pot însă îndepărta de oameni, în timp ce cei singuri pot fi atrași de tot ceea ce înseamnă creație artistică serioasă. Găsești putere să vezi aceste interese până la sfârșit, chiar dacă pentru asta va trebui să muncești foarte mult timp sub tensiune. Deci să lucrezi așa. Dar sunt inspirați în același Dar timp. Dar sunt inspirați, asta este foarte bine. RAC, mare grijă cu licența creativității care la tine va expira pe 23 septembrie. Universul pare să-ți îndrepte atenția într-o altă direcție. Pe 14 octombrie mai întâi te-ai ridicat, iar acum va trebui să te lași, să dai un pas înapoi. Asigură-te că rutina de muncă, rutina cu colegii, ce înseamnă asta? Relațiile cu colegii, venitul la muncă, întocmitul lucrărilor pe care le ai pe birou. Ele trebuie să se încheie la un moment dat, să te ajute de fapt să evoluezi, să înțelegi ceea ce este foarte important pentru tine, și anume o anumită stabilitate în ceea ce privește locul de muncă. Cu echipa potrivită poți face vei fi un adevărat munte de energie, ca să spun așa, chiar vei regândi lucrurile din foarte multe perspective. Și când spun lucruri, mă refer la diverse probleme care țin de linia de serviciu. În cazul în care nu mai ai un loc de muncă, ai putea să-ți găsești un loc de muncă
care să fie compatibil cu ceea ce poți tu să faci pe de o parte, iar pe de altă parte să-ți și satisfacă nevoia interioară de creativitate. Asta este foarte important la RAC. Și în primul rând câștigi foarte multă stăpânire de sine. Nu mai ai frici, nu-ți mai e teamă pentru ziua de mâine. Iar un lucru foarte important pe care îl vor sesiza generațiile va fi dispariția acestor temeri legate de sursele de existență. Într-un fel sau altul, universul așează lucrurile pentru toată asta lumea. Asta este foarte bine. Leu, septembrie, dragostea, în septembrie dragostea bate la ușă, dar se pare că tu o cauți în locuri greșite. Iar lucrurile s-ar putea transforma într-o întâlnire neplăcută la începutul lunii octombrie. Totuși, relațiile înțepenite vor începe să se destindă undeva pe 25 octombrie în funcție de cât de mult vrei să investești și cât de serios te gândești la această relație. După 23 septembrie, negociază mai degrabă decât să domini. Un compromis pe 14 octombrie stabilește scena pentru o rambursare binevenită de la un asociat sau de la instituția în care lucrezi. Pregătește proiectul pentru recenzii de performanță care pot apărea după 8 noiembrie. Iată, ei sunt afectați mai mult la nivel relațional. Deci, la nivel, ei se pot îndrăgosti, dar și încă un lucru foarte important. Se pot îndrăgosti, dar nu de persoana potrivită. Iar un lucru la care ar trebui să se gândească. E o capcană, probabil. Da. Da, 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 da. Mergem mai departe la cu fecioară. Fecioara. Ei bine, la începutul toamnei, viața ta se liniștește, la fel cum se liniștesc situațiile interesante sau dificile cu care te-ai confruntat în familie. Folosește-ți energiile recent înnoite pentru a oferi o asistență generoasă celor care au nevoie de tine. Gândirea revoluționară găsește aplicații principale. Până pe 2 septembrie vinzi chiar și celor care n-au de gând să cumpere. Măi, deci au un talent de convingere la vinde extraordinar, da. Dacă susținerea astrală ai senzația că scade între 22 septembrie și 24 octombrie, cred că este momentul potrivit să te îndrepți către ceva nou. Programarea vacanțelor de sfârșit de an începe să tulbure nițel lucrurile în jurul datei de 22 noiembrie. Întâmpin cu grație orice încetinire între 30 noiembrie și 20 decembrie. Balanță. Ei bine, pentru balanță, clopotele bat la recesiune până pe 18 septembrie. Când e o perioadă în care le sugerez să iasă cu iubitul, cu iubita, să liniștească într-un fel, să se liniștească pe sine, dar și pe cea care o iubește, îl iubește, să aibă încredere, să cultive ideea de încredere. Asta este foarte important, nu de alta, pentru că munca începe să fie răsplătită după încet, după data de 23 septembrie, va face și muncă pro bono. Fiind un jucător de echipă, va evita luptele pentru putere în jurul problemelor de conducere, în special la mijlocul lunii octombrie, când prietenul Mercur intră în retrogradare, cu atât mai mult le sugerez să-și muște limba și să stea în banca lor dacă se poate. Alianțele tradiționale se schimbă pe măsură ce liniile de demarcație se stompează după data de 30 noiembrie, când ele vor părea că revin la normal. Deci, prudență la sugerea balanțelor și răbdare să asculte, diplomație mai precis, că asta e și caracterizează. Asta cred că este valabil pentru toți nativii. Scorpion, în jurul datei de 20 decembrie, cuplurile își vor amenaja cuibul cu intenții serioase. Decembrie? Septembrie, pardon. Așa. Lucrați împreună, fiți generos cu compromisurile, că pe tine asta te ține în viață, în sensul că mai lași tu, mai lasă și celălalt. Folosește-ți talentele cu grijă pentru a păstra sentimentul în limite normale până când ai certitudinea că este ceva serios. Nu de alta, dar scorpionii la acest sfârșit de an își doresc în mod special să se căsătorească. Cei care sunt singuri, mă refer, cei care au o familie, vor face așa un racursi să-și aducă aminte cum era în primele zile când erau împreună. Acest lucru nu se va întâmpla înainte de 30 octombrie, dar te vei bucura mai mult. Are un dar de a scoate secretele la lumină acest nativ ceva de speriat. Va afla niște secrete
pe care va ști ca niciodată nu le va folosi ca formulă de șantaj, ci va spune că le știe și la el vor fi în siguranță. Asta e foarte bine. Iar la sfârșitul lunii septembrie s-ar putea, din punct de vedere profesional, să se reunească din nou în echipă și să pună pe tapet propriile lor idei. Ia legătura cu un îndrumător pe la jumătatea lunii octombrie. Eu știu un consilier, un coleg sau cineva care este specializat în ceea ce faci tu. Adică să-l ajute în carieră. În carieră, da, pentru că este vorba despre tine, despre potențialul tău și miturile urbane referitoare la munca ta. După 8 noiembrie s-ar putea să furnizezi muniție viitorilor dușmani. Dar nu-ți face griji și nici eu nu fac griji pentru asta, că ei știu să se descurce. Săgetător, până în a treia săptămână a lunii septembrie, simți umorului, adună admirator și reînnoiește vechile prietenii. Iubitul cade în farmecul, în plasa sau mrejele farmecului tău din nou. La sfârșitul lunii octombrie, între unii dintre voi se poate reaprinde o flacără veche. Fă favoruri pe 14 octombrie, rambursează ce ai de rambursat după 24 octombrie, afacerile vechi îmbracă dimensiuni antreprenoriale între 8 și 11 noiembrie, iar până pe 22 noiembrie culegi fructele muncii tale, așa cum n-ai mai făcut-o niciodată. Compensarea va veni cu un plus de idei pe data de 30 noiembrie, când inițiezi și o campanie de racolare a oamenilor serioși și valoroși pentru ceea ce își doresc ei să facă. Capricorn, pe 23 septembrie începe o luptă cu relațiile de la locul de muncă sau cu clienții, care se va acutiza pe la jumătatea lunii octombrie, când vei avea satisfacția de a-i urmări pe cei care au încercat să obțină ceva pe nedrept, ceva ce nu li se cuvenea. Dar totul este iertat după 24 octombrie, când se lansează ultimele două luni ale anului și care, într-un fel, îți vor proteja munca. Depozitele sau investițiile se blochează într-o afacere pe termen lung până pe 8 noiembrie. Concurența suflă din greu după 11 noiembrie și asta și dorești. Totuși, vei alerga după bani până după 22 noiembrie și probabil îi vei primi abia undeva pe 10 decembrie. Veniturile financiare, locul de muncă pentru cei care nu sunt angajați și succes pentru nativii care au o carieră politică, asta le aduce toamna săgetătorilor. Unii par favorizați, unii mai puțin favorizați. Da, vezi că de-aia spuneam, că nu e la toată lumea la fel. Vărsător, ei bine, la ei energiile se echilibrează în sfârșit după 23 septembrie, nici de cum mai devreme. Comunicarea este un sistem care funcționează fără probleme și îți permite să te concentrezi asupra partenerului sau te afli în căutarea partenerului de vis. Liniștea la locul de muncă revine pe 23 septembrie și rămâne exact așa o lună, până pe 24 octombrie. Lasă-ți colegii să facă ceea ce știu ei mai bine, nu încerca să le dai lecții și să-i înveți ce să facă și poate îți vor arăta aceeași amabilitate după 30 octombrie. Preocupările practice ale unora sunt în contradicție însă cu dezvoltarea creativă, mai precis în perioada 8-11 noiembrie, dar atâta timp cât lumea poate fi civilizată în acest sens, este mai sinergică decât destructivă. Noile echipe se formează organic însă abia după 30 noiembrie. Ce să spun, pentru vărsător este foarte important locul de muncă și ceea ce se întâmplă la locul de muncă, deci în toamna aceasta. În sfârșit, pentru prietenii pești, la ei 2 septembrie aduce o adiere de revigorantă care îndepărtează orice mânie persistentă sau sentimente rănite. Este posibil ca tămăduirea să vină tocmai pentru că este dispus să asculte, să învețe și este deosebit de cooperant. Octombrie și mai ales sfârșitul lunii octombrie ar trebui să înceapă sezonul social în forță, iar dacă ești singur ar trebui să se aștepte și la un puțin romantism. Dacă încă aștepți un semnal în ce privește munca și după 23 septembrie, în cazul ăsta eu le sugerez acestor nativi, dacă nu se întâmplă nimic la locul lor de muncă, nu sunt chemați înapoi, să se reorienteze. Este cea mai bună soluție.
Pe 20, până la 24 octombrie se reia ideea de la care a trebuit să renunțe în primăvara care a trecut, odată ce a izbucnit această pandemie. Mulți au fost obligați să renunțe la ideile și la visele lor. Dacă simți că îți lipsește profunzimea sau ești dincolo de mijloacele de expresie, o vei ști după 22 octombrie. Mă temeam puțin pentru acest horoscop, având în vedere energiile acestei toamne. Însă, la nivel individual, văd că lucrurile stau destul de bine. Părerea mea este că lucrurile se vor schimba, în primul rând, la nivel de generație, la nivel social, deci la nivel macro. Și apoi repercursiunile le vom suporta noi la nivel micro. Revenim cu concluzii după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem în câteva momente.